Icoana nu este un tablou, pentru că ea oferă imagini concrete în sufletire, deschizând o ușă către ceruri. Și tocmai de aceea, privind-o, trecem dincolo de materie, întâlnindu-L pe Dumnezeu. Urmează 3 minute din ora de religie. Dragi ne sunt toate lucrurile care ne amintesc de Domnul nostru Iisus Hristos. Cruciulița de la piept ne amintește iubirea cu care El s-a jertfit pentru noi și a înviat. Brățara, metanier, ne îndeamnă să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Iar icoanele din biserică și din casă sunt ca un portret de familie a lui Dumnezeu. Căci acolo îi vedem pe Iisus, pe Maica Domnului și pe Sfinți, care sunt frații noștri mai mari. Pentru o vreme, în Imperiul Bizantin, unii oameni s-au străduit să scoată icoanele și din casele creștinilor, dar chiar și din biserici. Căci, spuneau ei, numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Ei nu înțelegeau că noi nu ne închinăm lemnului sau hârtiei pe care este făcută o imagine sfântă. De fapt, privind la icoană, noi ne îndreptăm mintea și închinarea către Dumnezeu. Acest lucru l-au arătat Sfinții Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. La biruința adevărului, un rol important l-au avut și împărătesele Irina și Teodora. Ne amintim și ne bucurăm de izbânda dreptei credințe în prima duminică din postul învierii, numită și Duminica Ortodoxiei. Adevărul este că, dacă Hristos n-ar fi devenit om, nu l-am fi putut picta în icoane. Dar El s-a născut printre noi, iar oamenii L-au văzut încă de când era un bebeluș. Sunt sigur că, dacă tehnica ar fi permis, i-ar fi făcut și fotografii, așa cum și voi aveți poze încă de când erați mici. Gândiți-vă cât de frumos ar fi fost să avem o poză cu Iisus. Ne-au rămas însă desene și picturi ce îl înfățișează pe Hristos, pe Maica Sa, ori pe Sfinții Apostoli. Tradiția atribuie prima icoană chiar apostolului Luca, evanghelistul. Descoperim astfel de icoane și la mormintele martirilor și în catacombele întâilor creștini. Și, alături de cruce, icoanele au împodobit din totdeauna bisericile și casele creștinilor. Icoana nu este o descriere realistă ca un tablou, ci ea ne inspiră, prin simboluri, ca mintea noastră să se ridice de la această lume materială către ceea ce se află dincolo de ea. Căci icoana însăși este scrisă cu nenumărate înțelesuri. Pictarea icoanelor este, deci, mărturisirea adevărului. N-ai vrea să pictezi și tu o icoană a Sfântului tău protector? Pe hârtie, pe lemn sau pe sticlă, de ce nu?